Пентекостам este ușor de spus și greu. Așa că despre oricare personalitate autentică. Dar Grigore a fost o adevărată personalitate a Bucovinei, din toate punctele de vedere. În continuare am lucrat cu el împreună la crearea societății Mihai Eminescu. Ne întâlneam aproape zilnic când pregăteam statutul societății, când pregăteam adunarea de constituire a societății. Atunci mi-am dat seama că Grigore era un mare patriot. Cu o sinceritate neobișnuită pentru ceea ce se numește patriotism. Pentru că de cele mai multe ori patriotismul este o noțiune fie abstractă pentru unii, fie folosită ca paravan sau ca slogan în activitatea lor. Grigore a fost un patriot sincer, care nu și-a construit cariera, nu și-a zidit viața pe ideile patriotice. A fost patriot prin însuși ființa sa, prin însuși simțirea sa. Fiecare din noi are o clepsidră. La majoritatea, clepsidra e cu fire obișnuite de nisip. La personalitățile alese, această clepsidră e în dependență de activitatea lor. La unii e de mărgăritare, la alții de argint, la alții de aur. Eu am avut cândva, imediat după trecerea lui Grigore în neființă, am avut un moment de inspirație și am scris o poezie pe care i-am dedicat-o. Poezia aceasta se numește Clepsidra cu fire de aur. Vreau să vă citesc. Noianul faptelor prin ani durut, într-un respir de prouri se vestește. O tângă grea, acut se rotunjește din steiul de amintiri, fără strămut. Clepsidra cerne al timpului tezaur, preț de vecii de veac în netăgadă, el pusă în nisipui să se vadă fire în scrânciu lămurit de aur, lucind ca roa pe frunzet de laur. Nepieritoare pururi nestemate, cu noime de iluminări neîntinate, dintr-un ales izvot de meșter faur. E avutul celor ce la vieții carte și în iev se înscriu cu iruri de nemoarte. Mulțumesc frumos și vreau să intervesc, doamne, oră mediental dumneavoastră personal, dar și o mediental pentru Biblioteca Catedrei. Mulțumesc.